După câte știu, mă rog, a avut o întrecere verbală cu domnul Oroba, urma să semneze, domnul Oroba este plecat din țară acum, după câte știu, încă n-a semnat. Dar, din ceea ce am înțeles, se înțeleseseră verbal și urma să semneze. Acum, nu știu, poate să intervină, probabil, am mai citit știri prin ziare că, mă rog, în momentul în care el a văzut că Steaua rămâne fără jucători sau le pleacă foarte mulți jucători, ar trebui să le reîntoarcă la Steaua. Personal n-am vorbit cu Pau, dar, așa cum a spus domnul Oroba, a vorbit să semneze, dar deocamdată nu cred că a semnat.